16 persoane care lucrau fără forme legale au fost descoperite în urma unui control efectuat de inspectorii ITM Hunedoara la o firmă cu sediul declarat în localitatea Aurel Vlaicu și având ca obiect de activitate hoteluri și facilități de cazare similare. Angajatorul s-a ales cu plângere penală după ce din 33 de angajați, 16 lucrau la negru, printre aceștia se afla și un minor în vârstă de 17 ani. În urma verificărilor întreprinse de inspectorii de muncă într-o dupămasă, au fost depistate un număr de 16 persoane, aparent în legalitate, dar de fapt erau trecute în faza inițială ca și zilieri, deși conform legii zilierilor, activitățile pe care le desfășurau nu erau cuprinse în anexa la lege. Angajatorul prevalându-se de acest fapt ca să nu plătească contribuțiile către bugetele asigurărilor de stat, ulterior li s-a întocmit un contract de muncă, deși și acesta cu întârziere. Pe cale de consecință, ITM Hunedoara a făcut o plângere penală către parchetul de pe lângă judecătoria Hunedoara, urmând ca inspectorii din procurorii din cadrul parchetului să instrumenteze cazul pe linie penală. De la începutul anului și până în prezent, inspectorii ITM Hunedoara au depistat 130 de persoane care lucrau fără forme legale și au depus 6 plângeri penale împotriva angajatorilor. Dintre cele 130 de persoane, 10 sunt minori. Au fost la o firmă de construcții 3 minori care, culmea, lucrau și la înălțime în zona Hațegului, deci nu aveau voie să lucreze în condiții grele, vătămătoare sau periculoase. A mai fost un caz în care un alt inspector de muncă a depistat 7 minori, deci în total în jur de 10 minori descoperiți la negru acest an. Inspectorii ITM vor continua controlele și în perioada următoare, pentru că scopul acestora este de a stopa munca la negru.